Hristos a înviat! Și a spune, dragii mei, Hristos e viu în veci de veci. Pentru că de două mii de ani noi tot spunem Hristos a înviat, dar realitatea este că Isus e viu. Și rămâne viu și va fi întotdeauna viu ca Lui este toată puterea în cer și pe pământ. Vorbeam împreună cu frații slujitori sâmbătă după masă când eram la marșul învierii. Trecând prin downtown Kitchener și mergând pe drum, mă uitam la oamenii care ieșau din clădiri să filmeze, surprinși fiind de ceea ce se întâmplă. Mă uitam la oamenii din mașini care se uitau la noi, alții mai suspect, alții bucuroși, alții poate chiar supărați că am deranjat traficul pentru timpul acela din zi. Mă uitam la oamenii care au trecut pe la City Hall, s-au oprit și s-au uitat și se gândeau la ceea ce se întâmplă, ascultând din cântări și din mesaj și privind la noi. Și îi spuneam fraților când mergeam pe drum, mă gândesc la drumul Domnului Isus pe străzile Ierusalimului. Noi am mers cu poliția în față care ne-a ajutat să mergem ușor și frumos. Și dacă cineva era supărat pe noi, n-a zis nimica că nu se cădea, dar mă gândesc la Domnul Iisus Hristos care mergea cu crucea în spate. Dacă ar fi fost, dragii mei, să fim acolo, să vedem acea imagine, vreau să vă spun că nu putem concepe cât de traumatic a arătat și cât de groaznic era acel eveniment. Să-l fi văzut pe cel care de câteva zile mai devreme vindecase bolnavii, atinsese pe leproșile de dose liberare, deschidese ochii orbilor, și făcea învier deosebite, acum văzându-l în forma cea mai umilită posibilă. Și gândiți-vă, dragii mei, la ceea ce vorbim, ca să avem poate un pic în context. Gândiți-vă când un condamnat la moarte este dus să fie executat. În contextul nostru modern, un rău făcător, totdeauna oamenii se uită cu multă ură către acea persoană. Sentimentele sunt foarte înfierbântate, este un moment de umilință, un moment josnic. Gândiți-vă că romanii aveau să execute un om care în mintea lor pretindea să fie rege. Și un astfel de om trebuia să fie făcut exemplu pentru alții, ca nimeni să nu îndrăznească vreodată să mai creadă că este rege. De aceea îl întreba Pilat, ești un împărat? Dacă ai fi un împărat, unde ți este armata? Unde sunt cei care trebuiau să lupte pentru tine? Și într-o manifestare de forță supremă, romanii au vrut să dovedească că ei sunt mai tari. Dacă am fi fost prezenți să vedem acea imagine, ar fi fost sfâșietoare. Un om plin de sânge, din cap până în picioare. Un om care sub greutatea crucii a căzut jos și n-a putut să meargă. Un om asupra căruia mulțimea arunca jocuri îl loviau ostașii pe drum, îl învinuiau toți de față, îl batjocoreau trecătorii și stăteau toți să se uite la ceea ce se întâmplă. Ajunge la calvar și este pus pe cruce. Apoi, timp de șase ore, este umilit în chip și fel. Umilințe care noi n-am putea să le suferim. Pentru că îndemnitatea noastră pe noi ne doare când cineva de o seamă cu noi ne jicnește, și ne se pare un afront demn de a merge la judecată. Dar nu era un om oarecare, nu era nici măcar un proroc, nu era nici măcar un om neprihănit, era împăratul slavei, cel despre care în psalmul 24 se striga în anticiparea lui ca porțile veșnice, care nu se puteau deschide pentru oricine, se deschidă larg. Și când s-a pus întrebarea, cine intră, cine este, este împăratul slavei, era Domnul Iisus Hristos, umilit la așa nivel, încât ne spune nevrei că a disprețuit rușinea. Revin, vocabularul nostru este prea limitat ca să înțelegem ce s-a întâmplat acolo la cruce. Și acest Hristos moare și este îngropat. După trei zile învie și iese din mormânt și ucenicii l-au văzut. Au petrecut timp împreună cu El, au stat împreună cu El și după 40 de zile s-a înălțat la cer. Desigur, a fost un moment glorios, frumos și minunat. Și acum a trecut săra aproximativ 60 de ani. 60 de ani de la acel eveniment când stătuse pe cruce, când fusese umilit. Și de obicei în mintea noastră rămân evenimentele cele mai traumatice în, în memoria noastră. Mă gândesc la apostolul Ioan, care acum stătea pe insula Patmos. Din cauza faptului că îl slujise pe Dumnezeu, a ajuns să fie persecutat ca și creștin. A fost un atentat să fie martirizat, dar a eșuat. Și împăratul din vremea aceea, Dominician, l-a trimis exilat pe insula Patmos, o insulă foarte mică, aproximativ 16 km pe 10 km, undeva în Marea Mediteraneană. Și omul acesta stătea acum și din peștera în care era, se uita în zări. Se uita și privia soldații care erau asupra altor condamnați la munca silnică de acolo. Se uita și se gândea la armatele romane care aveau atâta forță. Trecuseră 20 de ani de când templul din Ierusalim fusese dărâmat. 20 de ani de când Iosif Flaviu spunea că sângele curgea ca apa prin oraș. Au măcelărit aproximativ un de oameni, copii, bărbați și femei, bătrâni, non-discriminatoriu. Atâta măcel a fost acolo, încât Iosif Flaviu spunea că era imposibil de înțeles ce jale era în Ierusalim, ce spusese Iisus mai devreme că nu va rămâne piatră pe piatră și plângeți pe copiii voștri și pe voi, s-a împlinit într totul. Și Ioana acum privea în zare. Privea la apa care îl înconjura, privea la faptul că navia avea unde să scape, navia avea unde să meargă. Și măcar că acest Iisus a promis că va veni înapoi, el stătea că exilat pe o insulă străină. Privind în zare, amintindu-și ultima imagine, ar fi trebuit să fie momentul înălțării. Dar desigur, mai impregnată în mintea Lui, au fost imaginea aceea umilinței totale a Celui ce s-a numit Mântuitorul. Deodată audio o voce în spate. Și zice Sfânta Scriptură că s-a întors să vadă. Era surprins, era în meditație, era în suferință împreună cu ceilalți creștini, se anticipa că vine un val mai mare de persecuție. Dominician a fost atât de crud încât Senatul roman, în urma domniei sale, i-a retras toți laurii și toate glorile pentru că a fost prea de tot în manifestarea cruzimii împotriva creștinilor. Despre el se prorocește în Apocalipsa 2 și 3, care să vină un val de 10 zile de persecuție. Au fost 10 ani în care au fost crucificați martiri, încât n-au mai rămas lemne să crucifice oamenii, cât îi crucificau pe copaci. Mai mult i-a dat la fiare copii, bărbați, femei, bătrâni și a fost un măcel mare în Roma. Și deodată Ioan aude o voce se întoarce înapoi curios să vadă cine îi vorbește. Și când se întoarce și se uită, zice că vede șapte sfeșnice, dar cel mai surprinzător este descrierea care urmează. Gândiți-vă la drumul de pe Ierusalim, la Isus cel însângerat, la cel care era bătut, zdrobit sub greul crucii. Și acum ascultați ce vede Ioan. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care seamănă cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare. Asta era îmbrăcămintea preoțească. Încins la piept cu un brâu de aur, asta era simbolul împăratului. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Era o tipologie vechi atribuită doar lui Dumnezeu. Fac aici o pauză, Priviți împreună cu mine în Daniel, capitolul 7, cu versetul 9. Mă uitam la aceste lucruri și până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos, Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată, scaunul lui de domnie ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc ieșa dinaintea lui. Mii și mii de slujitori îi slujeau și de zece mii de ori, zece mii stăteau înaintea lui, s-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Ăsta este împăratul slavii, măriți fie numele. Și Ioan descrie, întorcându-se înapoi, că vede pe unul care semăna cu fiul omului, avea o asemănare, dar nu mai era Iisus acela căzut sub cruce, nu mai era acela însângerat, ce acum părul lui și capul lui era alb ca zăpada, era o lumină la care nu te putea uita. Spune mai departe, ochii lui erau ca para focului, era o lumină care ieșa din ochii lui, în care pătrundea și ajungea mai adânc decât putea să înțeleagă omul în sentimentele și în substratul ființei umane. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor, străluceau și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Dacă odinioară vorbea Iisus Hristos pe munte și învăța predicat pe munte... Dacă a vorbit orbilor și a strigat la mormântului Lazar, Lazar, eș afară! Eu mă gândesc la faptul că atunci când s-a ridicat în mijlocul furtunii pe mare și a strigat, taci fără gură! Ce se auzea cu urechile umane, era doar un glas uman, dar ce a străbătut din cer era glasul acesta ca vuietul unor ape mari, vorbea împăratul slavei și toată această natură care a fost făcută din el și pentru el s-a supus la glasul împăratului. Ăsta era Iisus Mântuitorul, mărit să fie în numele Domnului. Glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și -o fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Și acum gândiți-vă la ceva important, dragii mei. Care este imaginea mentală care o aveți despre Domnul Isus Hristos? Pentru că fiecare nație și-a preînchipuit un Hristos după chipul și asemănarea ei. De aceea, pentru noi, după tipologia noastră, s-a făcut un Isus frumos la față, cu păr, bălai și ne uităm la acest chip care a fost creat despre un Isus actorii care au încercat să joace rolul lui Isus întotdeauna au fost arătați selecți ca să simbolizeze cât mai mult acea imagine care o avem noi. Pentru cei care sunt din Africa, Isus a fost făcut după chipul și asemănarea lor. Pentru cei care sunt în India, la fel, și fiecare și-a închipuit un Isus care seamănă cu ei. Vreau să vă gândiți atent la cum arată Isus acesta din mintea dumneavoastră și să vă gândiți la un lucru important. Vorbim ușor despre Isus. S-a cântat în această seară despre Isus s-au spus poezii despre Isus în această zi. Am vorbit de multe ori și vorbim despre El. Folosim numele Lui Isus în glumele noastre, în cuvintele noastre, în dezbatele noastre, în jurămintele noastre și alții în înjurăturile lor. Dar vreau să vă gândiți la un lucru. Cel care scrie aici era Apostolul Ioan, care la cina cea de taină și-a plecat capul pe pieptul lui. Cel care era numit ucenicul iubit de Domnul Isus Hristos, un un sfânt al lui Dumnezeu, unul din cei 12 apostoli, unul care pentru credința în Isus era acum exilat și dus să sufere pentru credința sa, ăsta era un sfânt al lui Dumnezeu. Dacă cineva merita să stea în fața lui Isus, am zice noi uman, era apostolul Ioan. Și el spune, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Dragii mei, Ăsta este Isus Hristos, Domnul cel înviat din morți. Nu seamănă nici pe departe cu imaginea noastră mentală. Dacă ar fi să coboare acum aici în slavă, vreau să vă spun că nimeni n-am putea să stăm în fața lui. Ăsta e împăratul slavei, despre care psalmii, proroci și toți au scris că este Domnul Domnilor mărit să fie în numele Său. Și de 2000 de ani se strigă Hristos a înviat și noi spunem adevărat a înviat. Și în fiecare paște reamintim spunând din nou Hristos a înviat, măcar că-i viu în veci de veci. Aș vrea în această seară, dragii mei, să ne gândim la altceva. Decât să ne salutăm cu Hristos a înviat, eu m-aș gândi ce înseamnă prezența Hristosului cel înviat în viața noastră ca și mântuița ai săi. Ce înseamnă prezența venirii sale între noi? Dacă Hristos acesta este viu, înseamnă că ceva trebuie să se întâmple pe lângă noi. Pentru că atunci când Ioan era în insula Patmos, suferind pentru credință, meditând la suferința sa, când a auzit strigătul din spatele său și s-a întors, a văzut Hristosul cel înviat prezent lângă el și a fost un efect. Și vreau să vă uitați împreună cu mine acest text, să observăm ce înseamnă prezența Hristosului cel înviat. E adevărat, dragii mei, că noi spunem Hristos a înviat și bine este că așa este, dar Hristos e viu. Și dacă e viu Hristos, înseamnă că ceva trebuie să se vadă și să se întâmple pe lângă noi. Prezența Hristosului cel înviat, dragii mei, în primul rând înseamnă că El luminează. Observați în versetul 13, în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care seamănă cu Fiul omului. Ca să înțelegem ce înseamnă cele șapte sfeșnice, uitați-vă în versetul 20. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor șapte sfeșnice de aur, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Asta înseamnă că în mijlocul, în centrul atenției Bisericii, stă Domnul Isus Hristos. Cel ce luminează în jurul Bisericii este Domnul Isus Hristos. Dragii mei, luna nu are lumină. Luna nu produce lumină, doar soarele aduce lumina. Și în momentul când soarele lovește prin lumina sa luna, nouă ne luminează luna pe cer. Dar de fapt luna, dar mai bine spus, lumina ca sursă vine de la soare. Biserica nu are lumină. Noi nu avem ce să arătăm. Lumina noastră este Domnul Isus Hristos, mărit să fie numele. Prezența Lui între noi luminează. Existența sa în mijlocul bisericii ci sale, creează pentru noi frumusețea miresmei de viață către viață. Și asta înseamnă că prezența lui Hristos cel înviat luminează pentru noi măriți să fie numele. Dacă Hristos e viu, dragii mei, să lumineze lumina noastră. Pentru că El este în mijlocul celor șapte sfeșnice. Adică în atenția bisericii, în centrul bisericii, stă Domnul Isus Hristos. Prezența sa între noi vindecă divizările. Gândiți-vă la o familie. Cei care aveți mai mulți copii știți foarte bine ce vorbesc. Oricât de bine îi educăm noi, oricât de bine învățăm, oricât de mult insistăm asupra lor, apar divizări și diviziuni în viața lor. M-a atins, s-a uitat la mine, s-a pus pe scaunul meu, s-a pus în locul meu, mi-a atins spatul, mi-a luat mâncarea, și uitați acolo unde sunt mai mulți copii, atâta frământare între ei și încep să se certe, n-ai făcut bine, ba n-ai făcut bine. Și încă, dacă sunt încă mai micuți, recurg la orice fel de metodă și mai au scris un poc pe lângă ei și ăsta plânge tare și țipă, are nevoie de un apărător. Și deodată, în mijlocul conflictului, apare tata, apare mama. Factorul de echilibru pentru familie este mama și tata care rezolvă orice fel de problemă. Asta înseamnă că în mijlocul nostru, ca și oameni, dacă n-ar fi prezența lui, dragii mei, ne-am nimici între noi. Cum spunea Apostolul Pavel, vă mușcați, vă mâncați între voi, pentru că suntem oameni cu o varietate de opinii și de idei. Așa de mult suntem, așa de multe idei avem, încât fiecare credem că ar fi mai bine dacă ar fi după cum înțelegem noi. Factorul de echilibru între noi este Domnul Iisus Hristos. Ceea ce ne-a unit pe noi, din diferite colțuri ale României, din diferite zone ale lumii acesteia, n-a fost, dragii mei, nici românismul nostru, nici sarmale, nici slănina, ce ne unește pe noi, îi Domnul Iisus Hristos, măriți să fie în numele. În numele Lui ne adunăm și din cauza Lui ne închinăm și pentru El luptăm pentru unitate, lăudat să fie Domnul. Prezența Hristosului cel înviat trebuie să lumineze între noi. Acolo unde apare întunecime, acolo unde întunericul cuprinde, acolo unde este luptă și diviziune, dragii mei, trebuie să ne punem serios întrebarea dacă mai luminează Domnul Hristos. El e viu, El există. Noi spunem Hristos a înviat și așa este, dragii mei. Dar dacă Hristos a înviat, lumina Lui să lumineze între noi, Doamne ajută. Și noi... Să luminăm pentru cei din jurul nostru. Noi suntem lumina lumii acesteia. Prin noi, care nu avem lumină. Dar ca și luna, reflectând lumina slavei sale, oamenii trebuie să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos. Și la noi nu se uită oamenii ca la moise peste o mahramă, că își acoperea fața din cauza luminii de pe munte, ci noi a luminat prezența puterii Duhului Sfânt, în noi prezent flacăra lui Dumnezeu, harul divin din cer, prin noi luminează Hristos mărit să fie numele Său. Hristos cel înviat prin prezența sa luminează biserica. Pentru biserica din Chicii ne doresc Hristos să lumineze, dragii mei. Amen. În al doilea rând, prezența Hristosului cel înviat nu doar luminează, ci protejează. Observați versetul 16, prima parte. În mâna dreaptă ținea șapte stele. Revin încă o dată, când versetul 20 observăm că cele șapte stele reprezintă cei șapte îngeri ai bisericii. Nu intrăm acum într-o interpretare foarte complexă, dar am putea spune pe sumar că acești șapte îngeri pot reprezenta slujitorii bisericii, bisericilor care sunt prezentate aici. Reprezentând astfel că în mâna lui Hristos stau oamenii care sunt chemați să stea în lucrarea de mântuire. Noi toți suntem și stăm în mâna lui. Și asta mie îmi spune, pentru un om care parcurge o vreme de incertitudine, pentru un om care are lupte și greutăți, pentru un om care se întâlnește deseori cu frământări uh, personale, uh, interpersonale, relaționale, asta mie îmi spune că eu stau în mâna lui Hristos care este viu în veci de veci, mărit să fie numele. În asta înseamnă că resursele biruinței mele nu sunt în mine, sunt în mâna Domnului Isus Hristos și eu sunt săpat în mâinile Domnului Hristos de unde nimeni nu mă poate smulge, mărit să fie numele Său. Știți că de minunat protejează Domnul Hristos? La un moment dat, spusesem această întrebare de mai multe ori și o repet în această seară, fratele Vorobeți, un om al lui Dumnezeu, un sfânt al lui Dumnezeu, era dus în zona Siberiei, înspre Cernăuți, din cauza credinței, dus acolo să muncească din greu, în lagărul rusesc. În timp ce omul acesta suferea pentru credință, neavând pe o rază de 300 de kilometri nici măcar un sat în jurul lor, doar condamnații și acei oameni care au prezență să îi păzească, soldații, se uită către cer și zice, Tată, mi-e foame, tu care ai toate hambarele lumii acestea, n-ai să-mi dai și mie niște pâine? Mergând mai departe în munca lui, Ioată se ridică privirea și vede din depărtare că vine un bătrân, Bătrânul acesta se apropie de gardă și se uită surprins că cei care păzeau, gardienii, nu fac absolut nimic. Nu se mișcă, nu se uită la el. Trece printre gardien cu uh, pistoalele în mână și cu tot ce trebuia și vine până la el și îl întreabă așa: Tu ai cerut pâine de la tata? Și el spune da. La care bătrânul deschide haina sa și scoate o pâine aburind din ea. Zicea Dumnealui, dacă piorează rază de 300 de kilometri, nu era un sat, de unde să aduci pâine caldă de la distanță, mai ales mergând prin frigul de afară? Îi dă pâinea aceea caldă și până se întoarce, el se-i mulțumească bătrânului, nu mai este bătrânul, a tăiat din pâinea aceea, a mâncat cu cei care au fost prezenți, dar minunea mare este, zicea fratele și cei care l-au cunoscut, că din ziua când a mâncat din pâinea aceea, el n-a mai simțit senzația de foame. Mânca împreună cu frații după ce a fost eliberat din acel lagăr, mânca împreună cu frații, dar mânca așa onorific de respect. Nu avea senzații de foame, că cel care este viu în veci de veci s-a întâlnit cu El acolo, în mijlocul suferinței sale. Există un Iisus Hristos care este viu, dragii mei. Noi afirmăm și spunem în fiecare Paște Hristos a înviat, dar Hristos care este viu este prezent cu noi în toate greutățile noastre. El ne protejează, El ne ajută, ne ridică, ne dă biruință, lăudați să fie în numele Domnului. Te zbați în încercarea în care ești tu, te lupți în greutățile în care te afli, te întreb dacă te mai vede Dumnezeu ca și Ioan în Patmos privești în distanță și te întreb dacă Dumnezeu te cunoaște ca și Iov Odinioară care striga din suferința lui unde îi să mă vadă? Nu mi-am închis mâna față de sărac, n-am închis ochiul la cel care era în nevoie, nu m-am oprit în dreptul văduvei să nu ajut, unde este apărătorul? Dar la un moment dat cuprins de Duhul Sfânt, a zice eu, sligă Iov, eu știu că răscumpărătorul meu este viu, știu că se va Va ridica la urmă pe pământ, îmi va fi mie binevoitor, ochii mei îl vor vedea, măriți să fie Domnul. Ăsta e Iisus Hristos care e cu noi, dragii mei. Și în încercare, în greutate, în luptă, în suferință, în boală, în pierdere, Hristos este cu noi, lăudat să-i fie în numele. Hristos a înviat din morți, dragii mei, și dacă e viu Hristos, e împreună cu tine. Atât de minunat spunea o cântare și apoi cineva dădea o explicație. Când au ieșit cei trei tineri din cuptor, se pune o întrebare, ce s-a întâmplat cu al patrulea? Al patrulea au rămas acolo în focul cuptorului, că atunci când vei intra tu în cuptor, să fie împreună cu tine, să te țină de mână, să te învăluie în gloria sa, să nu te ardă focul, să te țină biluitor până ajungi acasă. Ăsta e Hristos cel înviat din morți, mărit să fie numele Său. Hristos cel înviat, prin prezența ta, ne protejează. Și asta înseamnă chiar dacă trec prin valea umbrii morții, ajung prin cancer, ajung în spital, ajung prin boală, ajung în pușcărie din cauza persecuției, eu nu mă tem de niciun rău că Tu ești cu mine. Și orice s-ar întâmpla în mâna Lui, în haina Sa, mă va ascunde până ajung acasă. Ăsta e Hristos și învia din morți, lăudați să fie numele. Când spui Hristos a înviat, asta spui, dragul meu, că ai un protector care este cu tine. Nu te înspăimânta, da, e adevărat că e război în lumea aceasta, e adevărat că e incertitudine politică, e adevărat că mâncare modificată chimic și genetic și ne speriem de cancer și de boli și de multe altele, dar noi avem un Hristos care viu un veci de veci, El este cu noi, El umblă cu noi, rămâne cu noi în încercare, lăudat să fie în numele Său. Hristos a înviat, asta înseamnă, dragii mei, și -o dragă biserică, atunci când ai de încercare, nu uita, prezența Hristosului cel înviat protejează, lăudat să fie în numele Său prezența Hristosului cel înviat, pe lângă faptul că luminează biserica, pe lângă faptul că în palma lui ne ține pe noi, ne protejează, el și restaurează, dragii mei. Și asta este foarte important. În versetul 7, prima parte, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine. Ascultați-mă foarte bine, îl trivializăm pe Hristos. Mă reîntorc în special în generația tânără, în acest americanism liberal, dragii mei. N-avem nimic de a spune și a ataca pe frații americani. Mă refer aici strict la ceea ce înseamnă mentalitatea liberalistă, prin care l-am luat pe Hristos, l-am coborât la nivelul nostru, ne luăm așa cu el de braț, îi dăm un high five și mergem la Starbucks să bem o cafea. Am uitat cine este Isus Hristos, că Ioan Apostolul, care a stat la masă cu el, la cina cea de taină, când l-a văzut glorificat, a căzut ca mort înaintea Lui. Dacă am înțelege noi cu adevărat cine este Hristos, dacă am înțelege cu adevărat gloria, slava care îl înconjoară, când am venit în adunare, ar vibra Duhul în noi, că-i prezent Hristos în mijlocul nostru, mărit să fie în numele Său. Căzând în fața lui, ca mort, zice Ioan, au fost un leșin complet, o star de comă, dacă vreți, și-o dat seama că stă în fața lui Dumnezeu prea înaltul. A pus mâna dreaptă peste mine mâna dreaptă care ține în mâna sa îngerii, dacă vreți, constelațiile, universul, mâna aia puternică a pus-o peste el și în momentul acela l-a restaurat, dragii mei. Daniel spune, când l-am văzut am leșinat, dar m-a prins cu mâna și m-a ridicat în capul oaselor. Ăsta e Hristos cel viu care restaurează, mărit să fie în numele său. În contextul Paștelui, fratele Bocheanu, fostul președinte al Cudului Pentecostal, era într-o întâlnire cu niște oameni, la care cineva îi spunea, auzi, Hristos a înviat, e Paștele, hai să ciocnim niște ouă roșii. Se uite Dumnealui la acest om și spune în felul acesta, oare chiar a înviat Hristos? Da, a înviat Hristos, că așa spune tradiția. Dar mai pun o întrebare. Hristos la care a înviat, o a avut ucenici? O a avut? Și Hristos la care acum ai viu și a înviat, cum ai spus tu, mai are ucenici la care omul spune, mă, asta eu nu știu atunci hai să vedem ceva cu ei în casă era o persoană bolnavă pe pat, toată întortocheată și complet ruptă fratele păstor Duțu Mărgeanu mi-a povestit personal această întâmplare, zicea Dumnezeu că o știa personal, zicea el a fost o minune care cu adevărat am văzut-o puține le pot numi minuni care le-am văzut, asta a fost o minune, zicea el fratele Bocheanu spune dacă Hristos cu adevărat e viu înseamnă că ceva trebuie să se întâmple aveți cumva un pic de un de în casă? Avem. Au adus acel un care l-aveau, a pus dumnealui degetul pe un de și a spus așa, dacă Hristos e viu cu adevărat, atunci în numele lui Iisus Hristos care a înviat și este viu, eu te ung să ridici în picioare. Zicea fratele că în momentul acela s-au auzit niște trosne de pocnete, oasele s-au îndreptat, a persoana aceea și s-a ridicat complet vindecat în picioare. La care spune fratele Bocheanu, „Noi hai acum să ciocnim Hristos a înviat. Zicea că omul așa s-a speriat că nu mai știa unde să găsească ou ca să lovească. Dragii mei, Hristos cel înviat restaurează mărit i fie numele. Și biserica aceasta are endovezi că Dumnezeu a vindecat în mijlocul nostru a eliberat în mijlocul nostru a dat biruință, Hristos e viu în de veci veci, lăudați să fie numele dacă Hristos a înviat cu adevărat nu spune ca un păgân religios, spune ca un credincios și copil al său Hristos al meu încă restaurează lăudați să fie numele său de aceea nu intra în panică, nu intra în frică, nu te speria. Hristos este cu noi, ne ajută, El restaurează, lăudat să fie numele. Oricât de jos ai fi căzut, oricât de mare lovitura ta, Hristos poate restaura, lăudat să fie numele. Și în ultimul rând, dragii mei, prezența Hristosului cel înviat salvează. Prezența Hristosului cel înviat salvează, aduce mântuire și dă o noire care numai puterea sa o poate face. Pentru că spunea Hristos, nu te teme, eu sunt. Declarația asta pornește din Exod capitolul 3, când Dumnezeu Eternul se prezintă în fața lui Moise spunând, eu sunt cel ce sunt. Vei spune copilului lui Israel când vor întreba, cel ce zice eu sunt, el m-a trimis la voi. Adică Dumnezeu există, este, nu arată nici unde Biblia încercând să dovedească de unde vine, că el nu vine de undeva, el există și este mărit să fie numele, eu sunt este numele său. Și Isus se identifică cu acest Dumnezeu care este măreț în slavă, zicând, eu sunt, cel din tâi, adică mai înainte de creație, mai înainte de existența oricărui lucru, El există, lăudați-i fie numele. Eu sunt cel de pe urmă, adică când se va termina tot ce știm noi, când se termine Universul acesta, El rămâne în picioare, că Dumnezeu va fi totul în toți, lăudați-i fie numele Său. Și Eu sunt cel viu, zice Domnul, lăudați-i fie numele. El e viu, dragii mei. El nu mai moare, Hristosul înviat nu mai poate muri, El rămâne întotdeauna în stare eternă, că Dumnezeu din veșnicie, lăudați i fie numele Său. Dar afirmă, am fost mort și am înviat în vecii vecilor. Moartea Lui n-a fost pentru El, n-a fost nevoie, nici măcar din obligativitate, dacă vreți, dumnezeiască. Ce a fost dragostea divină care l-a jertfit pe Hristos în locul meu și al tău. Pe lemnul din calvar. Trebuia să plătim noi, dragii mei. Dacă ați vrea, în momentul judecății trebuia să stăm noi. Și o eternitate ar fi trebuit să ne plătim păcatele în ochii lui Dumnezeu, pentru care nu se poate face răscumpărare niciodată. Nu contează câtă boală duci, nu contează câtă pierdere ai. Să fii torturat din ziua când te naști până mori, nu poți plăti nici măcar o singură minciună. Sângele lui Hristos a plătit păcatele noastre. Lăudați să fie în numele Său. Ca în jerfa din Calvar, eu împreună cu tine să avem eliberare, să fim învăluiți de har și să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Asta e mântuire pură, lăudat să-i fie numele. Am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Și acum, ascultați, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Asta înseamnă că pentru mine și tine, drag creștin, dacă ai făcut legământ cu acest Isus, să știi că moartea nu mai are niciun efect. Corpul acesta, el trebuie semănat ca o sămânță în pământ. Și bagi o boabă de sămânță și iese o plantă care se identifică cu sămânța, dar nu mai este sămânța. E o altă plantă. Așa va fi și cu noi. Noi trecem din moarte la viață și am trecut în ziua când am crezut în El, întrucât corpul nostru va fi îngropat în pământ și va ieși un trup de slavă lucrat de mâna lui Dumnezeu pentru eternitate, lăudat să fie numele. Asta este învierea din morți. Și El ține în mână cheile morților și al locuinței morților. Adică pe mine moartea nu mă sperie, ca asupra morții, este stăpân Iisus Hristos, lăudați să fie numele. Hristos a înviat din morți, zicem noi, cu moartea pe moarte călcând, prin moartea sa a biruit moartea și Hristos aduce salvare. Dați-mi voie să vă dau un exemplu extrem de pragmatic. Un păstor american foarte frumos ilustra aceasta. Folosesc ilustrația lui. Gândiți-vă că într-o zi a murit un om a ajuns în fața raiului și acolo să presupunem că un înger care era la poartă îl întreabă: Tu cine ești? De unde vii? Eu am fost un om rău, zice el. Eu am furat, am fumat, am mințit, am bătut, am înjunghiat, am omorât, am făcut multe păcate. La care îngerul îi spune: Tu nu poți intra aici, locul tău nu este aici. Dar el spune: Am venit. Dar de ce ai venit? Ai fost la mărturisire? N-am fost. Te-ai botezat în apă? Nu m-am botezat. Zice că cheamă el un înger mai mare ca el și îl întreabă, ce facem cu omul ăsta? Cum de-ai ajuns aici? La care omul ăsta îi spune, omul ăla de pe cruce din mijloc mi-a spus că am voie să vin. Harul de pe cruce, dragii mei, a intrat în rai nu pe baza faptelor al lucrării sale, ci pe meritul jertfei Domnului Isus Hristos. Și eu cu tine, împreună, intrăm pe baza celui aș merit în același loc de har, nu prin noi, prin Hristos care ne-a mântuit, lăudați să fie numele. Asta înseamnă că acolo unde a intrat el harul, pot intra și eu, că sângele lui Isus Hristos mai salvează, mai spală și în ziua de azi. Prezența lui Isus Hristos cel înviat salvează, eliberează și liberează cum nu poate libera nimeni altul. Ca supra întreg iadul lui are putere Domnul Iisus Hristos. Acela ce când era viața lui pământeană a mustrat demonii și au fugit, mai mustră și în ziua de azi, lăudați fie numele. Eram împreună cu fratele păstor Daniel Bărsan la un caz și ne rugam pentru o persoană legată de cel rău, și în timpul rugăciunii, insistând în numele Lui Hristos, care este viu și înălțat în slavă, la un moment dat persoana aceea s-a transfigurat la față, a început să vorbească în alte limbi și când am întrebat după rugăciune ce s-a întâmplat, nu știu, atâta că deodată parcă a venit o lumină peste mintea mea, ăsta e Hristos cel înviat, dragii mei. Noi nu avem ce face, Petru și Ioan spunea, noi nu avem ce să-ți dăm, nu te uita la noi ca și cum prin noi am putea, Hristos a înviat din morți și Hristos Hristos cel viu încă lucrează, mărit să fie numele Domnului. De aceea, iubiții mei ascultători, dacă Hristos a înviat din morți, Hristos încă mai lucrează și în ziua de azi prezența Hristosului cel înviat va trebui să se vadă în viața noastră. Prin momentul iluminării bisericii, între noi, gloria, slava, bucuria, nu sunt nici tinerii, nici bătrânii, nici biserica, nici banii, nici mulțimea, nici clădirea. Slava noastră e Hristos, mărit să fie numele. Hristosul cel înviat ne protejează, ne învăluie cu bunătatea Lui, ne ajută, este cu noi, în momentele grele ne ține în mână, lăudați să fie numele. El ne restaurează când suntem loviți, când suntem căzuți, El este Cel ce face lucrarea. El ne salvează prin lucrarea sa mântuitoare, prin care și-a supus toate lucrurile și prin care dă viață veșnică, lăudat să fie numele Său. Hristos acesta e prezent în adunare azi. Într-o zi, după ce vei închide ochii pe acest pământ și te vei scula în eternitate, îl poți întâlni în una din două ipostaze, numai mult ori îl vei întâlni ca și avocat și mântuitor, apărător, ori îl vei întâlni ca și judecător. În această seară te întreb, dragul meu ascultător, că ești penticostal sau nu, sau oricine i fi, botezat, nebotezat, te întreb. Acest Hristos despre care astăzi ai spus la mai mulți, Hristos a înviat, oare este viu și în viața ta? oare se manifestă prezent, viu și în viața, și în casa, și în familia ta? Pentru că dacă nu l ai luat ca apărător acum, atunci va fi prea târziu. Aplicațiile pentru apărare se fac încă de pe acum și îi primește orice caz. Nu-i caz prea greu sau prea mare să nu-l primească și să nu îl rezolve. În ziua aceea, dacă azi nu-l ai ca apărător, îl vei avea ca și judecător. Va fi prea târziu. Te îndemn azi împacă-te cu Iisus Hristos. Dacă ai mărturisit ca tot creștinul veritabil, Hristos a înviat, atunci viu să fie Hristos în viața mea și în viața ta. Să trăim ca și cum Hristos e viu, așteptând și grăbind împărăția și venirea zilei Domnului. Și într-o zi, așa cum spunea Ioan, orice ochi îl va vedea chiar și a cei ce l-au străpuns, aș vrea noi să fim din categoria celor care vom spune ca în aceea frumoasă cântare care noi o cântăm. Și în ziua aceea mare, când cei ce au dat pe Sfinți la fiare, vedea vor forța creatoare, eu voi șopti cu adorare. E Tatăl meu. Amen.